La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzeicon din Alba Iulia, a avut loc ieri vernisajul expoziției Byzantium, ajunsă la cea de-a treia ediție. Expoziția cuprinde lucrările studenților secției Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu. Clerici, studenți, iubitori de cultură și artă bizantină au participat ieri la vernisajul expoziției Byzantium. Lucrările au fost realizate în mozaic sub îndrumarea lectorului Sorin Albu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Avem lucrări deopotrivă studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția de artă sacră din Alba Iulia, din cadrul Universității 1 decembrie 1918, lucrări de semestru din anul 1 și anul 2. De asemenea, avem și o parte din lucrările Academiei de Arte și Studii Bizantine din Cluj-Napoca, fondată de grupul Sfântul Ioan Damaschin. Sunt lucrări de artă de tradiție bizantină, în tehnica mozaicului, în piatră naturală, așa cum ne-am obișnuit. În fiecare an Muzeiconul găzduiește cel puțin de două ori pe an astfel de expoziții. Suntem și încercăm să fim păstrătorii acestui tip de artă care ne definește pe noi ca și cultură și civilizație în spațiul în care ne mișcăm. Și, bineînțeles, o artă care este activă în biserică. Ne bucurăm cu această ocazie să reluăm colaborarea pe care avem cu secția de artă sacră a Facultății de Teologie, în special cu domnul profesor Sorin Albu. Colaborarea noastră, din păcate, a fost într-o rupă de pandemie, însă rezultatele, după cum le puteți vedea, în cazul unei vizite la Muzeicon, nu au întârziat să apară. Nimeni nu a stat, lucrările sunt excepționale, se vede că timpul a fost folosit cu folos de către toți cei implicați în acest proiect mare dedicat revitalizării culturii și civilizației bizantine. Având foarte mare încredere în domnul profesor Sorin Albu, am pășit cu pași foarte siguri în această secție și nu-mi pare rău, am descoperit lucruri extraordinare pe care nu aveam cum să le descoper în altă parte. Când ești în fața casetonului și ai lucrarea de realizat, începi fără să vrei printr-o rugăciune, pentru că altfel nu poți realiza o asemenea lucrare. Și lucru cu piatra necesită foarte multă răbdare, mai multă răbdare decât îmi închipuiam, dar și rezultatele sunt pe măsura muncii pe care o depui. Secția de mozaic mi s-a părut extraordinară încă de la primele întâlniri cu domnul profesor Sorin Albu. Referitor la expoziția de astăzi, mă bucur să fac parte, să fie o mică bucățică din ceea ce se vrea a recrea mozaicul bizantin. Doritorii pot admira lucrările în cadrul Muzeului Icoanei și al Cărții Vechi Muzeicon până la jumătatea lunii iulie.